Charles al III-lea și-a încheiat astăzi vizita în România. Înainte de a pleca de la Valea Zălanului, majestatea sa și-a luat rămas bun de la localnici. De acolo, regele a pornit spre Viscri. În cele 5 zile cât a stat în România, a luat la pas ulițele satelor din Transilvania, a admirat peisajele sălbatice și, cum face de fiecare dată, a stat de vorbă cu oamenii locului. Puțin înainte de ora 11, regele Charles a plecat de la casa din Valea Zălanului, locul în care a stat în toate cele 5 zile cât a durat vizita privată în România. Am ajuns târziu, dar am ajuns chiar bine la plecare și avem o părere foarte bună vis-a-vis de rege. De aici, coloana oficială s-a îndreptat spre Viscri. Sute de localnici s-au adunat în fața casei deținute de monarhul britanic. Oamenii au oferit flori, dulcețuri, palincă și alte produse tradiționale locale. Mă bucur, ne-a spus de mult, să am ocazia să-l întâmpin și să-i urez toată cele bune. Este prima dată, ne-am fi dorit să mergem la încoronare, dar n-am avut șansa și când am auzit că prima lui vizită după încoronare este România, am zis nu putem să ratăm ocazia. Este îmbucurător și ne bucurăm că majestatea sa a ales să vină în vizită în România, în prima ieșire după încoronare. Turismul s-a dezvoltat foarte mult pe baza și pe venirea prințului, iar comunitatea, Casa Regală a Marii Britanii, ne-a sponsorizat cu introducerea canalizării în localitate în urmă cu 12 ani. Ca să-l vadă pe rege, au venit la Viscri inclusiv turiști străini. 2250 km. We are coming from Holland, so it took 2 days and we did hear that the king is in Viscri. And we saw that it's a very nice old little village, so we thought, come, let's have a look. He's an amazing man and full of interest and way ahead of his time. And he's always been interested in conservation and the environment. Those things and architecture. Prezența regală în Viscri s-a încheiat cu o vizită la biserica fortificată din sat.